Vești proaste pentru bugetul brăilenilor. De anul viitor vor scoate din buzunar cu aproape 50 de lei în plus fiecare dintre ei pentru plata taxei de salubritate. Dacă în 2015, când a fost instituită această taxă în Brăila, s-a plătit 74 de lei de persoană anual, iar în 2016 75,8 lei de persoană pe an, de la anul taxa crește brusc la 132 de lei de persoană pe an. Practic este vorba despre o majorare cu circa 54%, ceea ce înseamnă un efort anual suplimentar pentru fiecare dintre locuitori de 46,2 lei. Decizia de majorare a taxei de salubritate a primit girul majorității consilierilor municipali în cadrul ultimei ședințe din acest an a Consiliului Local Municipal. Majorarea vine după ce, la nivel central, s-a constatat că municipiul Brăila nu reciclează nici pe departe atât cât ar trebui, deoarece operatorii de salubritate nu sunt dotați în acest sens, ci, dimpotrivă, produce mai mult gunoi decât în anii trecuți, motiv pentru care este nevoit să plătească în plus pentru fiecare tonă de deșeuri colectată de la populație. Municipiul Brăila, anul acesta, estimăm o creștere substanțială cu aproximativ 4.000 de tone. Suntem în situația în care pentru anul viitor ni se va aplica această creștere prin efectul legii. Ca urmare, suntem obligați să facem creșterea respectivă. Nu ne face nicio plăcere. În plus, edilul șef recunoaște că încă sunt foarte mulți cetățeni care se sustrag de la plata acestei taxe și că acest lucru se reflectă asupra celorlalți, însă spune că se vor intensifica controlele pentru depistarea răuplatnicilor. În acest moment, conform cifrelor puse la dispoziția Consiliului Local Municipal, 137.000 de persoane plătesc gunoi pentru 200.000 de persoane. Există și un număr de persoane care sunt scutite de la plata acestei taxe pentru salubritate și cred că pe lângă cei care sunt plecați din țară sau care nu domiciliază, trebuie să intensificăm poate un pic mai mult anumite tipuri de verificări pentru a vedea numărul real și corect. Precizăm că în 2015, primul an în care s-a instituit această taxă, 7 lei de persoană pe lună, au fost luate în evidență la plată 137.045 de persoane, fiind colectată suma de 11,43 milioane lei, sub nivelul prognozat. În acest an, cuantumul taxei a fost de 7,15 lei de persoană pe lună și au fost luați în evidență la plată 137.006 brăileni, fiind estimat că se va încasa în total 11,96 milioane lei, la fel sub nivelul prognozat.